Porțile mănăstirii fraților capucini din Ierusalim s-au deschis pentru a-i primi pe vecini și pentru a le spune povestea părintelui Marie Benoît. Călugărul capucin a fost recunoscut ca fiind drept între popoare pentru că a salvat aproximativ 4.000 de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial, mai întâi în Franța, apoi în Italia, grație unei rețele de prieteni evrei, diverse cunoștințe și folosind mănăstirea ca bază logistică pentru a produce documente false și carduri de hrană. C'è stato un appoggio da parte del generale. A existat un sprijin din partea generalului, un sprijin total, pentru a deschide ușile astfel încât acest ajutor să poată fi realizat și implementat în contextul nostru capucin. Realizzato all'interno del nostro contesto come cappuccino. Aproximativ 150 de persoane au fost prezente la această sărbătoare. Inițiativa a făcut parte din festivalul din Talbie, cartierul Ierusalimului, unde se află mănăstirea capucinilor. One of the priests here told us about the history. Unul dintre preoții de aici ne-a spus povestea părintelui Benoît și a fost imediat clar pentru toată lumea că ar trebui să avem o seară dedicată în mod special părintelui Benoît. Când am auzit că părintele Benoît făcea parte din această mănăstire de capucini, am spus: sunt sigură că majoritatea oamenilor care locuiesc în acest cartier nu știu acest lucru, așa că a fost o onoare să pot aduce povestea lui în atenția publicului și a oamenilor care locuiesc aici. L-au numit tatăl evreilor. Părintele Marie Benoît nu a spus niciodată în mod explicit ce l-a împins să facă ceea ce a făcut. Cu siguranță că avea o legătură puternică cu iudaismul, fie prin prieteni sau studii biblice, cu siguranță că avea un puternic simț al dreptății și credea că acționează ca un adevărat creștin. Besides all that, dincolo de orice, există umanitatea lui. Nu se temea să iasă din gândirea majoritară. Era un gânditor liber și a făcut datoria, a făcut ceea ce trebuia să facă, a făcut ceea ce a crezut că este corect. Right? Thinking of Père Benoît and... Să te gândești la părintele Benoît și la zecile de mii de oameni din întreaga lume care au riscat totul este emoționant, este convingător. Convincing. Părintele Marie Benoît rămâne de asemenea ca un far pentru comunitatea capucinilor. Pentru noi capucinii, el rămâne un exemplu, mai ales pentru umilința sa, pentru concretețea sa. Pentru noi astăzi, în acest context, el rămâne de asemenea un exemplu de a menține mereu această relație cu lumea evreiască, care este cu adevărat o deschidere reală, concretă și sinceră. Concretă și sinceră.